Autoritățile sălăjene îi sfătuiesc pe cei aflați în izolare la domiciliu să nu părăsească locuințele fără acordul prealabil al Direcției de Sănătate Publică, pe lângă faptul că riscă să îmbolnăvească și alte persoane în cazul în care sunt purtători ai virusului, dacă sunt prinși, riscă amenzi uriașe. Aș dori și eu, dacă se poate, un mesaj către izolați sau autoizolați. Avem o permanentă legătură cu dânsii. Îi sunăm zilnic, chiar de două ori, la cei care ne răspund, dar îi rugăm să răspundă. Îi rugăm să răspundă și să respecte măsura de autoizolare. Este spre binele familiei lor, este spre binele comunității în care locuiesc. N-am dorit să ne întâlnim cu o parte dintre ei pe stradă, pentru că amenziile sunt extrem de usturătoare și peste toată supărarea lor să mai venim și cu niște amenzi nu cred că ar fi potrivit. Legat de strictețea autoizolării, mă bucur că începând de ieri în hotărârea numărul 6 este o declarație prin care cel care vine în țară consemnează că își asumă riscurile, cele cu amenda, cele cu dosarul penal și celelalte riscuri care pot să apară în eventualitatea în care ar putea să transmită boală. Sigur că la nivel local noi avem o legătură permanentă cu medicul de familie. Medicul de familie îi monitorizează pe toți cei care sunt pe lista lui și cei care sunt în comună. Autoritățile locale, primarii prin Comitetul Local de Situații de Urgență, prin asistentul social sau mediatorul sanitar sau asistentul comunitar, toți se îngrijesc ca aceste persoane să stea la domiciliul lor. Noi verificăm telefonic, așa cum spune procedura. Deci sunt mai multe mecanisme care sperăm noi să dea rezultate bune. Sigur, nu putem acoperi 100%, până la urmă este vorba de autoizolare și înseamnă o responsabilizare a persoanei față de familia lui și față de comunitatea în care trăiește. Este fantastic de greu și să punem omul și persoana tot n-am face față. Insist încă o dată, este vorba de responsabilizarea persoanelor. N-ai cum să faci altfel și faptul că s-a luat această decizie ca fiecare să completeze o declarație pe proprie răspundere, cred eu că îi responsabilizează și mai mult.